Până la pauză, ilfovenii aveau 2-0. Fostul jucător al Chindiei, Mihai Voduț, a deschis scorul în minutul 27. Tot Voduț a ratat alte două șanse mari ale gazdelor în minutele 30 și 42. Tudorie a dublat avantajul cu un minut înainte de intrarea la vestiare. Uta a replicat în debutul reprizei secunde prin Man și Copil. De înscris au scris tot cei de la voluntari. Bălan a închis tabela minutul 79 cu execuție superbă din lovitură liberă. Returul barajului este sâmbătă de la ora 13 la Arad. La partida de la voluntari au asistat aproape 4.000 de spectatori, printre care și 60 de fani ai Utei, care au fost lăsați în tribune abia după minutul 35.